Vineri 23 decembrie, minus un grad, vine Crăciunul, toată lumea pleacă din București, mașini cu Luci Popa continuă să filmeze. Ia fiți atenți aici, pentru cei care ați văzut vlogul meu din Moldova, ăla cu încercarea noastră de a găsi o mașină nelovită și cu Genesis-ul, țineți minte că noi ne-am plimbat pe acolo cu o Skoda Superb din asta nouă, 280 de cai la Orine în Clement, cea mai tare Skoda din istorie, cred că. Astăzi, mașina a venit în România și noi o să o filmăm, că n-am avut timp să o filmăm în Republica Moldova. Deci, cea mai tare Skoda din istorie. Deci, cea mai tare Skoda din istorie, mașini cu Luci Popa, începe! Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. Adu-o la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic! Este un motor puternic, rău de tot. Destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Ce faci, băi, Lucică? Uite, pregătesc materialul pentru sponsorul de săptămâna asta. Deci, eu ca să pot să fac clipurile astea și să nu fiu plătit de producători, ca să pot să fac review-urile așa cum vreau, eu am nevoie de sponsori, canalul are nevoie de sponsori. Și eu, doar o dată pe săptămână, sponsorul este Car Vertical. Deci tu dacă vrei să-ți cumperi o mașină, poți să iei un mecanic care să vină cu un ciocănel să verifice dacă a fost lovită, inundată, de America și reparată, cu kilometri dați înapoi, dacă s-a ascultat manele în ea, dacă... orice, dacă a fost taxi sau dacă a fost furată, da? Ei, și poți să vezi în raportul ăsta dacă mașina pe care vrei să o cumperi este bună sau nu. Recomandarea mea ar fi tot să te duci la un mecanic și să o verifice sau la reprezentanță, dar dacă vrei să o cumperi din altă parte a țării sau din altă țară, e bine, poate un raport din ăsta te poate ajuta. Ok, raportul Car Vertical nu este Dumnezeu pe pământ, dar nici măcar eu nu sunt Dumnezeu pe pământ, da? Dar poate fi o unealtă utilă dacă vrei să-ți cumperi o mașină rulată. Hai mă, Luci, prezintă-ne o dată Skoda asta. Hai mă să prezint Skoda. Ce Dumnezeu este la Orine în Clement? E un fel de Maybach de la Skoda. În 1985, Vaclav Laurin și Vaclav Clement era un nume comun, era cum sunt eu, sunt Matei și David astăzi. Știți că toate mamele își botează băieții Matei sau David astăzi. Dacă te duci la o grădiniță și știți Matei, jumate din băieți se întorc. Și dacă strigi David, se întoarce cealaltă jumătate. Și există unele mame care își botează copiii Matei David. Deci Vaclav Laurin și Vaclav Clement au făcut mașina, au făcut compania asta numită Laurin and Clement în 1895. Le-a luat 10 ani să facă prima mașină în 1905, dar ulterior a devenit cea mai mare companie auto din Imperiul Austro-Ungar. În 1925 au fost cumpărați de Skoda Works și de atunci compania se numește Skoda Auto, adică asta pe care o știm noi. Noi zicem Skoda, dar se zice Skoda de fapt, da? Și de atunci a fost cumpărată de Volkswagen și acum modelele de lux se numesc Laurin and Clement de la Skoda, care sunt cele mai tari. Primul Laurin and Clement pe care l-am văzut eu vreodată a fost Skoda Octavia 1 și avea tatăl unei colegi de ale mele din generală. Foarte tare mașina, nu știam ce e pe vremea aia. Da? Și cam acolo se termină istoria cu Laurin and Clement. Acum, dacă vrei să-ți cumperi o Skoda Superb Laurin and Clement, de fapt o Skoda Superb punct la noi în țară, acum pe 23 decembrie nu poți să-ți cumperi decât diesel. Dar, asta fiind de Moldova și majoritatea din Moldova au 280 de cai putere, poți să iei și combinația motor și combinația Laurin and Clement. Una la noi în țară, dacă ar fi să o cumperi ipotetic, ar fi undeva la 55.000 de euro, așa cum o vedeți pe asta echipată. Însă, un preț în Moldova pornește de pe la 38.000 și ceva, configurat așa, vreo 45.000, deci cu 10.000 de euro mai puțin decât în România. Dar asta, pentru că s-a aplicat o reducere, a avut un preț de sub 40.000 de euro. Acum poți să-ți cumperi în România un Golf 1.0 full, care e 41.000 și asta a fost sub 40.000 de euro. Hai în Moldova, că e și benzina ieftină. Și probabil deja știți că a treia generație de Skoda Superb este construită tot pe platforma MQB, pe care, deci MQB prima generație, că e MQB, MQB-A și MQB Evo. Deci asta este încă pe MQB, odată cu Golf 7 a apărut prin 2012. Passatul e construit pe aceeași platformă, Superb e construit pe aceeași platformă, dar ampatamentul mărit, McPherson față, independentă spate, Laurin and Clement oricum vine cu amortizoare adaptive în standard, despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Și Skoda Superb, țineți minte, face parte din clasa medie, nu face parte din clasa mare. Asta concurează cu Passatul, nu cu Audi A6, cum le place multor proprietari de Skoda Superb să se laude. Da, o avea ampatament mărit, o avea spațiu de S-clasă în spate, o fi fost mașina oficială de la Turul Franței, că poți să pui biciclete în ea, în portbagaj pe ea și în spatele ei printr-un suport, dar nu, face parte din clasa medie. Hai să vedem cum recunoști un Laurin and Clement. Grila este cromată, radarul e în grilă ca la orice altă Skoda care are radar. Avem dunga asta cromată care se duce de la proiectoare până la proiectoare și traversează toată mașina.
Avem dunga asta cromată aici jos, emblema Laurinen Clement, evident. Jantele, parcă le-am mai văzut și pe alte Skode, nu cred că sunt specifice modelului Laurinen Clement. Dunga asta care traversează spatele mașinii de între stopuri, dar vedeți gurile astea, gurile acestea de evacuare? Metalice. Ei bine, astea vin pe motorizare de 280 de cai putere, indiferent de ce echipare. Poate să fie Sportline, dar cred că la Sportline sunt negre, dar îmi place că sunt reale. Eu am avut o Skoda Superb pre-facelift diesel 1.6 și n-avea, avea țevile ascunse și la restul modelelor țevile sunt ascunse. Skoda Crystal Lighting este denumirea Skoda pentru farurile Matrix LED, tehnologie Volkswagen, evident. Deci LED fază scurtă, LED fază lungă, LED pe ceață, LED pe semnalizare, LED peste tot. Și oricum se întunecă de vreme, astăzi s-ar putea să și vă arătăm la proba de condus cum se văd. Avem LED-uri și în oglinzi. Dacă n-aveți farurile astea șmechere, și stopurile diferă, dar am impresia că la Laurinen Clement vin în standard farurile Matrix LED. Avem așa, LED, semnalizări dinamice, ceața e aici, pe partea cealaltă e marșarierul și aici avem reflectoarele. Apropo, Skoda Superb nu e nici hatchback, nu e nici berlină, este un notchback, adică arată ca o berlină, dar are hatchback, deci notchback, ceea ce înseamnă că opțional, la fel ca la Porsche 911, poți să-ți iei ștergător spate. Și ăsta este un Laurinen Clement fără ștergător spate, ca să arate ceva mai elegant, că ar fi arătat urât așa, cu ștergător pe spate. Asta este cheia secundară, pentru că cheia principală are niște elemente cromate pe ea, dar cheia secundară n-are, deci dai 55.000 de euro pe mașină, sau mă rog, cât a fost asta, sub 40, și nu ai și tu două chei identice. Emblema de Skoda, aici butoanele, dacă vrei să o scoți, cheia e aici, dacă ai vreodată nevoie de ea. Și hai să încercăm o chestie. Deci mașina e încuiată, bușonul nu se deschide, o descui, se deschide bușonul, vină încoa, și avem sistem din ăsta, Miss Fuel se numește, adică nu poți să bagi diesel în rezervorul de 66 de litri, și fiind o Skoda adevărată, are detalii simpli clever, precum asta, să pui bușonul acolo și chestia asta, care este o racletă, o lupă să ți-o vezi și dacă ți-o vezi, ai aici să ți-o măsori. Dar nu, asta nu e pentru ce credeți voi, este pentru anvelopă. Aici să măsori câtă carne mai ai pe roată, astfel încât să dai seama dacă anvelopele mai merg un sezon sau nu. Și țineți minte, răspunsul este mereu mai merg un sezon. Și ce e interesant este că la motorul ăsta se recomandă benzină de 98, adică mergești cu 95 dacă te chinui puțin, dar se recomandă benzină de 98. Dacă vi se pare că mașina e mai înaltă decât un Superb normal, asta pentru că mașina vine din Moldova. Venind din Moldova, are pachetul de drumuri grele pe ea, pentru că dacă la noi drumurile sunt grele, la ei sunt cratere de-a binelea. Te duci acolo și scad toate plombele din gură, chiar și cu Rolls-Royce-ul. Așa că mașina are nevoie de pachet drumuri grele. Ce înseamnă drumuri grele? Gardă la sol înălțată, protecție de nămol, scut la motor, scut la cutie și opțional, dacă mai vrei în plus, mai poți mai pui încă un scut la motor de plastic. Și tot nu e de ajuns pentru drumurile din Moldova. Pe mașina asta avem jante pe 18. N-aș pune mai mari, sincer să fiu, pentru că mașina e oricum foarte confortabilă. Și are anvelope de iarnă Fulda. Am avut și o Fulda pe Toyota, au fost bune. Ați mai avut voi vreodată Fulda? Spuneți în comentarii. Și da, mașina vine cu amortizoare adaptive în standard, cu Dynamic Chassis Control. Dacă ai pui și pachet de drumuri grele, atunci e un fel de Kodiaq. Dacă ai keyless entry, intri simplu, fără cheie, da? Ta-da! O închizi fără cheie, ușile nu acoperă pragurile, că de nu e SUV. O închizi frumos așa, se pliază oglinzile și, ia fiți atenți aici, evident fiind un produs al grupului VAG, avem tradiționala deschidere din cheie și închidere din cheia geamurilor și trapă, dacă ai trapă, că poți să pui pe super trapă, dar asta n-are, și uite, avem și perdeluțe. Însă, dacă se întâmplă vreodată să uiți geamurile deschise și nu vrei să închizi din cheie, poți faci chestia asta. Două degete pe geamurile din față, ți-a apăsat. Înainte de asta, ce trebuie să vă arăt? Asta are opțiunea de geamuri duble acustice. Vine, sau în România, cel puțin vine la pachet cu geamurile fumurii pe Laurinen Clement. Ia fiți atenți aici. Ți-a apăsat și urcă. Da? Asta e o chestie pe care nu știe multă lume. Și pentru că este un produs al grupului Volkswagen, trebuie să avem și protecție împotriva prinderii mâinii și a gâtului. Oh, avem, Doamne ajută! Avem și pragurile pe care scrie Superb. Pe modelul meu 1.6 Kel nu aveam chestia asta.
Și pentru cei care ați descoperit canalul în ultimele 9 luni, nu l-ați prins pe Nelu Ciocănelu pe care l-am pierdut. Nelu Ciocănelu este ajutorul meu de testat materialele, să vedem dacă sunt moi sau tari. Și la Skoda Superb, ia fiți atenți aici. Moale. Moale. Evident că pe Piano Black nu o să punem mâna, da? Că să nu zgâriem. Mânerul e tot din plastic. Plastic moale. Plastic mai tare. Dar avem buzunare mari și capitonate. Uite ce frumoase sunt, da? Sunt capitonate. Ăsta este plastic cusut, nu este altceva. Și mai avem aici lumini ambientale pe care o să le arătăm mai târziu la interior. Ce mai e mișto este faptul că ai child lock și poți să-l selectezi pe care parte să fie. Nu trebuie să blochezi ambele uși sau ambele geamuri. Ceea ce e foarte tare. Și încă un detaliu foarte mișto. Aici e reflectorul. De fapt e o luminiță când deschizi ușa, dar ia fiți atent aici. Pentru că Skoda Superb este o limuzină adevărată. Și asta este a patra generație de Skoda Superb, nu a treia. E a treia de când a venit Volkswagen, dar este a patra. Și uite, pe vremuri Skoda Superb era o mașină de lux. Acum primești o umbrelă Skoda, așa cum primești și la Rolls-Royce. A, o prinsă! Dacă intri pe configuratorul Skoda Moldova, vei observa că mașina asta are keyless față și spate. De fapt, cu sensoare în loc de senzori față și spate, ceea ce înseamnă că ușa se deschide și din spate. Și ce mai e mișto la moldoveni este faptul că dacă are toate reviziile la reprezentanță, se spune că a fost deservită la salon, dacă e dotată bine, se spune că are o complectație bună. Și care mai era, mă? Mai era ceva jargon? Salon se numește înăuntru. Salon se numește înăuntru, deci în loc de cabină sau de interior se numește salon. Și ce mai era? Și specificație poți să mai pui la complectație, cam așa. Complectație, da. Da, complectație, ceea ce e foarte tare. Bun, hai să intrăm. Da. Ce observăm aici este faptul că avem perdeluțe, materialele moi și în spate, moale, moale, tare. Și ia uite, avem buzunar capitonat și în spate, ceea ce e foarte mișto. Și pentru că avem keyless și avem opțiunea aia, nu mai trebuie să desfacem chestia asta ca să activăm child lock-ul. La versiunile cheie care au doar cheie, trebuie să bagi cheia aici. Ceea ce, da, pentru o mașină, pentru o versiune de bază la o mașină e ok. Îmi place totuși că avem perdeluțe. A, și avem și pragurile cu Superb. Hai să vedem dacă avem protecție și în spate, că aici vor sta copiii. Ionuțule, avem. Ușa spate la Superb este imensă, da? Chiar este imensă. Din acest motiv au pus și un al treilea geam care e foarte, foarte mare, pentru că nu puteau să facă o ușă întreagă până aici și să coboare geamul. Ar fi fost chiar exagerat. Însă, ia fiți atenți aici, cât de mare este deschiderea, că asta am uitat să vă arăt un pic mai devreme. E foarte mare deschiderea și ai o intrare facilă la interior. Și probabil o să ziceți, oh, și-a luat la origine Clement alb nemetalizat. Nu, ăsta este alb metalizat, se numește Moon White și costă 400 de euro în plus. Fun fact, costă mai puțin decât costă vopseaua metalizată pe noua Dacia Logan. Ha! Dacă vă luați o Skoda Superb, luați-vă cu sistemul de sonorizare Canton. Canton, cu accentul pe primul A, de fapt pe singurul A, cum este la Dan Kadar, nu e Dan Kadar, da? Canton este o firmă de difuzoare de lux pentru case și ele sunt foarte scumpe, se aud foarte bine. Aici avem 12 difuzoare, amplificator digital pe 13 canale și 600 de W și dacă deschizi toate ușile și dai muzica la maxim, 1, nu distorsionează și 2, zici că e sală de concerte, la doar 600 de W. Foarte tare! Nu e niciun secret pentru nimeni faptul că Skoda Superb a luat 5 stele la testele siguranță Euro NCAP. Însă ce e mișto este că pe lângă airbag-urile frontale, laterale față, cortină, ai și airbag-uri, bine, opțional, ai și airbag-uri laterale spate pentru pelvis aici. Nu mulți producători oferă asta, cum nu mulți producători oferă airbag-ul central, dar asta e mașină de concepție mai veche și nu oferă airbag central. Însă ai airbag-uri laterale spate, da, care te ajută foarte mult. Chit că sunt opționale și pe unele Skoda și pe unele Volkswagen și pe unele Audi-uri, merită să fie cumpărate. Dacă e să mă întrebați pe mine, dacă e să întrebați pe altcineva, dă-i recu. Ce poți mai avea pe Skoda Superb la capitolul airbag-uri sunt, de fapt, e un airbag pentru genunchi. Și dacă vrei să stai în spate, ai aici un pachet de slip care îți vine cu niște pernuțe foarte mișto, exact ca la mașinile de lux tati Skoda. Simply clever. Există pe unele Superb-uri opțiunea să rabatezi scaunul sau, mă rog, spătarul pasagerului atât de mult încât cei din spate să stea cu picioarele pe el. Dar asta doar dacă nu ai scaune electrice și nu ai echiparea Sportline. La multe Skode nu se pot ridica ștergătoarele decât dacă sunt în poziția de service. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să ridici unuia cu Skoda ștergătoarele pentru că a parcat în locul tău pentru că e nesimțit, așa cum e vecinul meu cu Skoda Superb, trebuie
să-i scrii un mesaj sau să-i lași un bilețel. Da. La versiunea asta, și există versiuni care au parbriz încălzit, da? Cum e la versiunea asta de Skoda Superb. Cu toate astea, poți să ai pe lângă parbriz încălzit și diuze de ștergătoare încălzite, tot așa opțional, și să le ai pe toate, să ai totul încălzit. Toată e o lume caldă, încălzire globală, tot e cald, tot e frumos. A, da, și poți să-ți iei și încălzirea auxiliară sau pe limba voastră Webasto. Webasto e doar firma care face chestia asta, nu e și numele componentei în sine. Alte două opționale pe care le mai poți avea pe Superb sunt isofixuri în față pentru scaunul de copil și pedalierul sport care există pe mașina asta. Mașina asta nu are blind spot, dar dacă ar avea, ar fi pe modelul Audi, adică ar avea o luminiță în carcasa oglinzii, nu în oglinda propriu-zisă. Ce-mi place că la navigație îți apare Skoda la Orine, în Clement și Canton atunci când intri. Asta e o chestie de soft care se poate programa, nu e o mare scofală. Dar să zicem că ești în mașină, da? Nu vrei să pornești motorul, nu vrei să pui contactul, dar vrei să asculti muzică. Poți să faci asta, să asculti și pe Apple CarPlay, și Android Auto, și radio, și ce vrei tu. Însă, dacă vrei să mărești volumul din butonul de pe volan, dacă n-ai contactul pus, nu merge. Asta e o chestie specifică grupului VAG. Staie curentul de la volan dacă nu ai contactul pus. Hai să vă mai arăt o surpriză. Este cheia de la noua mea mașină. Cine ghicește ca ce este, până în episodul viitor, are respectul meu. Observăm că mașina are camere de bord. Are camere de bord și în față și în spate. Deci nu vă puneți cu mașina asta. După ce că vă face în linie dreaptă, vă face și la poliție după aia cu camerele. Dar pe Superb există o opțiune foarte șmecheră. În sensul că dacă nu-ți iei trapă, poți să-ți iei oglindă cu USB pentru cameră de bord. Sau cum ar zice configuratorul de Moldova, pentru registrator, ca așa se numește. Dar dacă ți-ai trapă, nu mai poți avea oglinda aia. Asta n-are nici trapă și nici USB. Astea sunt scaunele de pe Laurin and Clement. Sunt mari, confortabile, au și un pic de susținere laterală. O să ai piele neagră sau piele bej, scrie Laurin and Clement pe ele, electrice, cu memorie la șofer, încălzite, ventilate și, dacă vrei, și masaj. Și acum hai să vedem cât de confortabile sunt. Testul cu Denis mingea de tenis, adică punem aici și dacă ricoșează mult, scaunele star, dacă ricoșează puțin, scaunele zmoi. E un scaun moale. Ia, mai încercăm o dată. Boink. Da, e destul de moale. Boink. Avantajul în a avea un Laurin and Clement este că ai, ia uite, haion acționabil electric. Și avantajul în a avea o Skoda Superb este faptul că aici poți să bagi absolut orice vrei. Pentru că la berlina ai 625 de litri, la break ai 660 de litri și o grămadă de detalii simpli clever. Plasa asta e opțională. Poți să ai un cârlig aici care e standard sau poți să ai o plasă aici care este opțională. Priză de 12 volți, da? Cârlig, 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 puncte de ancorare. Sub podeaua falsă ai o roată de rezervă, dar noi nu putem să o arătăm acum. Aici, ascuns, este triunghiul. Tot felul de spații din astea absolut demențiale. Și dacă rabatezi bancheta, din păcate nu ai podea plană. Dar ce treaba să trebuie podea plană la Skoda Superb când ai cel mai mare portbagaj din clasă și intră absolut tot ce ai vrea în el? Mai avem aici trusa medicală și încă patru cârlige. Deci mașina asta ar fi perfectă pentru Captain Hook. Și mai mult, portbagajul se și închide din cheie. Poți să stai și în picioare în Skoda Superb, incredibil. Bine, eu pot să stau că sunt mic, dar chiar și așa. Cine ar fi crezut? Și are discuri ventilate pe spate, na. Cu toate că are 1600 și un pic de kg la gol, are discuri ventilate pe spate. 312 mm pe față, 300 pe spate. Da, și nu știu dacă a mea n-avea sigur discuri ventilate pe spate, că nu era atât de grea. E doar versiunea de performanță are discurile astea mari. 280 de cai, cea mai rapidă Skoda din istorie. Mă mărâncă. Dacă vrei să rabatezi bancheta, ai aici frumos un mâner. Pac. Hop. Hop. Simplu ca bună ziua și nici nu se prinde centura, pentru că centura are propriul ei lăcaș și are aici un despărțitor, bă. Și dacă deschizi capota, avem protecție, avem chedere, avem amortizoare. E o capotă exact cum ar trebui să fie la un model care costă ceva bănuți. Evident, toată amplasarea este transversală. Asta este unul din motivele pentru care de la a doua generație Superb nu s-au mai pus motoare mari. Cu toate că pe Passat a existat și 3.2 V6 și 3.6 V6 montate transversal, dar pe Skoda nu s-au mai pus. Dacă mașina este făcută în Cehia, dar nu la Mladá Boleslavie, e făcută la Vasini, parcă așa se numește. Motorul e făcut în Ungaria
la Ghior, adică acolo unde sunt făcute și V10-urile pentru R8 și pentru Lamborghini Huracan. Și avem 2.0 TSI EA888 Evo 4, adică ultima iterație a lui EA888 sau cea din urmă, pentru că nu vom ști dacă este ultima. 2 litri, 4 în linie, turbo, injecție directă, distribuție variabilă și au renunțat la injecția multipunct. În sfârșit am ținut și o minte chestia asta, deși eu știam de fiecare dată când ies o prezint, o uit. Distribuție variabilă și două profile de camere pe evacuare. Asta îi permite motorului să aibă și cuplu de jos, dar și putere sus și să aibă un mid-band, adică un mid-range destul de bun, să tragă acolo în ture unde are cuplu foarte bine. Și chiar trage, o să vedem la proba de condus. Galeria de evacuare este montată direct pe motor, ceea ce înseamnă că turbina poate fi montată aproape sau cât mai aproape de motor. Asta înseamnă că se încarcă repede și are un lag foarte mic. Și pentru că s-a crescut presiunea injecției și se folosește o turbină cu o toleranță la căldură foarte mare, nu s-a mai montat injecția multipunct, pentru că nu mai ai nevoie de injecția multipunct ca să îmbunătățească amestecul la turații mari, ca să producă puterea pe care o produce mașina. Și astfel s-a renunțat la injecția multipunct. Și față de versiunea pe care am locuit-o, pentru că au fost 280 de cai putere, după aia 272 de cai putere și acum s-a revenit la 280 de cai putere, principala diferență pe lângă cei 8 cai putere e cuplu. Cuplu de 400 Nm față de cei 350 pe care ofera mașina. Înainte aveai 272 de cai putere între 5.000-6.000, acum durația de putere maximă de 280 de cai putere s-a dus în 6.500, iar cuplu a rămas pe acolo, adică între 2.000 și 4.900 de rotații pe minut. Ce interesant este că mașina accelerează de la 0 la 100 în 5,2 secunde, e o mega, mega bombă mașina asta și mie mi se pare că 2.0 TSI se potrivește mai bine mașinii astea, adică se potrivește pe Golf GTI R și alte asemenea, deși nu stă rău nici pe Cupra Formentor și prinde 250 de km la oră, viteză limitată electronic. Ei, ce vreau eu să menționez este că pe acest motor s-au pus două cutii. Ambele automate, ambele cu dublu ambreiaj, ambele DSG, ambele cu ambreiaje umede, cu 6 sau 7 trepte și nu știu dacă depinde de piață sau de, adică de piața de desfacere sau de perioadă sau mai știu eu ce, pentru că motorul ăsta sau cutiile au fost alternate. Eu cred că ține de piață până la urmă. Cred că pentru piețele unde avem norme ceva mai stricte de emisii s-au ales versiunea cu 7 rapoarte. Dar asta e de Moldova. În Moldova, spre exemplu, nu se pun filtre de particule. Asta nu are filtru de particule și nu are cutia în 7 trepte. Are DSG-ul în 6 trepte cu launch control. Mașina asta e o bestie și o să vedeți la proba de condus. Eu tot încercam să-i dau a 7-a, mă așteptam să fie aia cu 7 trepte, dar nu. Ăsta e DSG-6 cu launch control pe o Skoda. Motivul pentru care mașina e atât de rapidă este că vine cu sistemul de tracțiune integrală, ia, 4Motion sau 4 sau cum vreți să-i spuneți. Pentru că la Skoda se numește 4x4. Dar e același sistem Haldex care se pune pe modelele VAG cu motor amplasat transversal. Un sistem reactiv, dar care răspunde destul de bine. Și abia aștept să facem launch controlul cu mașina asta, să vedeți cât de rapidă e. Și cu toate că mașina este lungă de aproape 4,9 metri, lată de 1,86 și înaltă de 1,47, cu tot cu ampantamentul său imens de 2,84 m, diametrul de bracaj e bunicel, adică 11,7 metri, ceea ce o face destul de manevrabilă pentru câta bestia e. Și da, e mare, dar o poți manevra în locuri strâmte destul de ușor. Și mai mult, este și relativ aerodinamică pentru câta e, 0,29 coeficient aerodinamic. Superb, n-a fost niciodată cea mai frumoasă mașină din segment, dar nu e nici urâtă și acum mai e și un pic aerodinamică așa. Despre silențiozitate, mie mi-a scos pe decibelmetru 62 de decibeli, vă spun acum în cazul în care uit să spun mai târziu când suntem la proba de condus. Bun, am intrat la interior, astea sunt scaunele, le-am mai arătat odată, șezutul e un pic lung pentru pitici ca mine, dar în rest scaunele sunt confortabile, nu au cel mai mare suport lateral, dar sunt confortabile, nu prea am ce să le reproșez. Memorie, încălzire, ventilație și apropo, știți cum se face încălzirea și ventilația? Vezi? Așa. Și dacă apeși aici, poți să selectezi încălzirea și ventilația și de aici, nu doar din buton. Și poți să le ai pe amândouă pornite în același timp, ceea ce e foarte șmecher. Dacă apeși aici, nu se mai întâmplă nimic dacă le ai pe amândouă deschise. Îi dai off. Ăsta e volanul, e un volan corespunzător. Încălzit, subțire, cu decupaje, poți să ieși cu padele, dar asta e versiunea fără padele.
cu Laurin în Clement care scrie aici, două spițe, nu avem volanul de la Sportline cu trei spițe și, mă rog, butoanele te înveți cu ele, dar ai două rotițe aici și restul butoane. Și îmi place că e încălzit peste tot mai puțin aici, în zona asta. Dar ajunge căldura și acolo. Și se reglează manual, multiple reglaje, tot ce vrei. Materialele în Laurin and Clement. Moale, 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 tare, moale, moale, aici mai jos tare, aici moale și aici tare. Deci un mix de materiale moi și tari, în general construcția e bună, calitatea e bună, la nivel de Volkswagen bun, să zicem, ia să vedem. Scârție ceva? Nu prea scârție nimic. Nu prea, nu prea. Câteva mici detalii, una, lumină la parasolar, dacă dai așa se închide lumina că nu te mai uiți în oglindă și avem mâneri amortizat chiar și la șofer. Iar centurile de siguranță sunt reglabile pe înălțime. Centurile trebuie reglate astfel încât să-ți atingă clavicula. Prea sus o să aluneci pe sub, prea jos poate să te jeneze. Deci pe claviculă. Farurile sunt pe stil vechi, adică cu rotiță auto și farurile de ceață. Acum toate sunt pe buton la grupul VAG. Să sperăm că o să revină la rotiță. Și butoanele aici pentru tempomat și pentru semnalizare sunt împreună și e posibil uneori să dai flash-uri sau să semnalizezi când vrei de fapt să modifici tempomatul, ceea ce e foarte nasol. Și aici evident avem ștergătoarele. Avem climatizare cu butoane, air care cu purificator, parbriz încălzit, AC auto, climă pe trei zone, două aici, una în spate. Îmi place că avem butoane fizice la care au renunțat acum cei de la Volkswagen, din păcate. Dacă continuăm, observăm schimbătorul DSG 4x4, SP-OFF, moduri de rulare, start-stop, senzor de parcare și buton de deschidere portbagaj de aici. Auto hold, frână de parcare electrică și descuiere și încuiere mașină. Hai să vedem și tabloul de bord, unde ai tot felul de imagini diferite care pot fi modificate și indiferent de ce poziție ai avea, hai să o lăsăm la ceasurile normale care îmi plac mie. Ei, și asta se întâmplă, că vrei să te duci la ceasuri, vezi că nu apar ceasurile după asta, pac, și după aia apar ceasurile și tu tot dai de buton și nu apar. Ei, informațiile din stânga și din dreapta pot fi personalizate din tablou, din sistemul de infotainment, la fel ca și culoarea care se mulează cu luminile ambientale. Mai e o chestie interesantă la tablou de bord, avem aceste dungi pe aici, pe lateral, și scrie superb, ia uite, superb, în cazul în care nu îți aduci aminte în ce mașină ești, sau în cazul în care te întrebi ce e atât de superb la Skoda Superb, uite, aia e superb la Skoda Superb. Printre informațiile pe care le poți avea aici în tablou de bord sunt navigație, sisteme de asistență, consumuri și alte chestii, mă rog, te duci la consum, să zicem, da, dai ok și după aceea dai în jos și mai ai alte informații, deci tot felul de informații, trebuie doar să te înveți cu sistemul, da? Sisteme de asistență, navigație, audio, telefon, vehicle status, driving data și așa mai departe. Sistemul de infotainment, da, este cel de generație veche, care e mult mai bun decât cel de generație nouă de pe modelele Volkswagen, adică MQB, Evo și MEB. Acum, ce găsim în sistemul de infotainment? Apropo, ăsta este cel intermediar, adică e navigația Amundsen cu ecran de 8 inch, nu este Columbusul de 10 inch. Și avem așa, hai să mergem la meniu. Dacă mergem la meniu, avem așa. Apple CarPlay, Media, Navigation, Assistance, Radio, Telefon, Vehicle Sound, Air Condition, ia, vedem aer condiționat, vedem. Climatizarea o pot selecta și de pe sistemul de infotainment, de pe ecran. Vehicul, sunet, asta îmi place, că ai butoanele de sunet aici, nu le ai ascunse printr-un meniu. Settings, user, imagini și așa mai departe. În principiu, tu ai treabă la Apple CarPlay, care răspunde foarte bine. Deci nu ai prea multe ce să-i ceri. Te duci aici, ai câteva scurtături și favorite. Dacă te duci la vehicle, butonul este car de fapt, ai aici consumuri și poți să-ți mai selectezi aici virtual cockpit. Am spus eu că e personalizabil, le personalizezi de aici. Te duci înapoi la vehicle status și vezi dacă ai vreo notificare. Apoi, dacă vrei să vezi navigația mașinii, o vezi frumos aici, nu prea va folosi nimeni, dacă este să mă întrebați pe mine,
pentru că toată lumea va folosi Apple CarPlay și Android Auto. Dacă te duci la Sound, poți selecta poziția, poți selecta egalizatorul, cum vrei tu. Îmi place că ai o grămadă de setări. Mașina are și senzor de proximitate. Dacă te apropii de ecran, hop, îți apar setările. Dacă iei mâna, o să dispară. Te duci la Vehicle, te duci la Settings, te duci la Background Lighting și ai luminile ambientale și poți să alegi din culorile astea, da? Pac, 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 pac. Nouă ne place MOV-ul, că suntem trei băieți în mașina asta și ne place MOV-ul spre roz. Și încheiem cu sistemele de asistență, care, apropo, pe meniu e Octavia, nu e un Superb, și Octavia 4, care măcar nu are sistemul ăsta. Așa, și vedem sistemele de asistență ale mașinii. Și cu asta am terminat. Hai în spate. Am ajuns în spate. Bancheta e confortabilă, e un pic vertical amplasată, dar e destul de profilată. Avem cotiera cu diverse spații de depozitare și suporturi de pahare. Avem ski hatch. Da? Regalul. Ski hatch, dar mare grijă dacă ai foarte multe obiecte aici. Scaunul e dat la maximum în spate și e și lăsat pe spate și cu toate astea tot mai am loc berechet. Ia, arată cât loc ai tu în față, cu scaunul dat în față. Loc de S-class, zici că e spațiu ca la NASA. Hai, vino încoa. Spațiu la cap, berechet, mâner, cârlig, perdeluță manuală, materialele le-am arătat pe ușă, cotierai moale, aici material tare, climatizarea, bancheta încălzită, brichetă cu scrumieră, poți avea aici o priză de 12V, o priză de 220 dacă vrei, nu chiar de 12, marsupiu unde să ții ciocanul, tetierele sunt reglabile și cam asta e bancheta din spate de la Skoda Superb, banchetă de limuzină. Într-adevăr, dacă stai aici, ai tunelul ăsta care e destul de înalt, dar nu e foarte lat, poți să stai confortabil, dar cotiera e destul de tare dacă o ridici. Deci, sfatul meu, doi boși în spate, al treilea boss să se ducă acasă. Și dacă vrei să pui scaune de copii, ai ISOFIX-uri în spate cu aceste căpăcele care se pot pierde foarte ușor, așa că multe mașini la mâna a doua se vând fără aceste căpăcele pentru că primii proprietari le-au pierdut. Mode Sport, cutia pe manual, ESP off, frână blană, mâinile pe volan, accelerație blană, launch control active. Suta, 113, 123, 132, gata, asta a fost. Trage, nu glumă mașinuța, trage. Ok, bam, s-o trecem pe Eco, pe Efficiency, a crescut consumul la 11,5, dar așa mașina, dacă mergi normal, consumă 9-10, București cu un pic de afară, un pic de autostradă. Poți să trăiești cu un consum de 11 când ai asemenea putere. Bun, pe decibel metru la 80 la oră pe traseul meu de test mi-a scos 62 de decibeli, ceea ce eu zic că e ok. Nu e nici zgomotoasă, dar nu e nici silențioasă. Mai bine, nu e la nivel de S-Class sau de Lexus, dar e destul de silențioasă, mai ales cu anvelope de iarnă și jante pe 18. Vizibilitate în față foarte bună, oglinzile sunt montate un pic în exterior astfel încât să mai vezi ceva între montant și oglinda aici, dar oglinzile sunt micuțe și când semnalizezi ai acolo un puncticel să vezi că semnalizezi, asta în cazul în care nu auzi sau nu vezi acolo, stai să activăm ESP-ul la loc. Și în oglinda asta se vede bine, în spate, uite-l pe Eusebiu din clipul cu Cayenne, se vede bine. O, vizibilitatea e bună, poziția la volan e bună, confortabilă, destul de joasă poziția la volan. Și așa mi-aduc aminte că era și la Superbul meu pre-facelift, care, mă rog, avea alte scaune, dar confortabile și alea. În rest, o poziție la volan bună. Păcat de oglinzile alea, care probabil sunt așa cu rol aerodinamic. Dacă mergi pe modul Eco, atunci mașina e ținută undeva între 1700 și 1800 de ture, liniștit. Dacă mergi pe pilot automat pe care îl activezi, uite așa, îl activezi și așa crești viteza, mașina consumă mult mai puțin din ce am observat. Consumă cam cu un litru mai puțin decât ai ține tu piciorul pe pedală. Ca să dezactivezi, uite, dai pe cancel odată, vezi? Nu dai pe off, ca să poți să îl selectezi. Și sfatul meu este să lăsați pilotul pe on aici,
ca să nu mai trebuiască de fiecare dată dat așa când aveți nevoie să activați pilotul automat. Îl țineți pe on și aia e. Bun, avem o viteză corespunzătoare de 66 km pe oră. Dacă îi dăm un kickdown. Ohoho! A retrogradat ceva viteze și se duce. Nu vei avea probleme în depășiri. Nu, mașina asta e tank, trage, în special peste 100, fără să stea la discuție. E ceva demențial. Fiind o cutie cu dublu ambreiaj, întâi retrogradează 1, 2, 3, 4 trepte cât o vrea. Acum suntem între a șasea. Și după aceea începe să tragă. Dacă era una convertizor, putea să retrogradeze mai multe trepte odată. Mașina e confortabilă, suspensia e confortabilă, mașina e un pic bărcuță, așa, dacă mergi pe eco, pe confort, pe normal, e un pic bărcuță. Direcția e destul de precisă, dar na, nu e așa de directă, se vede că mașina e gândită cu confortul în minte. Mie îmi pare rău că n-avem padelele pe volan, pentru că trebuie să schimbi, dacă vrei să mergi pe manual, trebuie să schimbi așa. Și în loc să schimbi 1, 2, 3, tu accelerezi, te duci în spate cutia așa și când vrei să retrogradezi, te duci așa, da, în față. Da, deci tu retrogradezi, te duci în față. Iar acum nu vrea să-mi dea mai mult de treapta a doua, pentru că evident îi dau în sus. Asta e enervant. Dar hai să vedem așa. Modul sport. Bine, poți să ai și individual. Și dacă te duci la individual, poți să vezi ce poți să selectezi. Confort normal, sport pentru suspensie, direcție normal și sport, motor așa, light assistance. Avem cornering static. Nu știu dacă se vede, dar avem și cornering static. Ia, poate se vede pe cameră. Așa. Aer condiționat și așa mai departe. Eu aș ține-o, dacă aș fi să-mi fac un mod al meu, aș face sport. Nu, face confort pentru suspensie, normal pentru direcție, sport, pardon, sport pentru motor și restul să fie pe normal. Dar dacă o trecem pe, o lăsăm așa, dacă o trecem pe sport și mergem cu mașina, hai să vedem cum merge ea pe sport și după aia trecem pe individualul meu și vedem dacă e vreo diferență. Și e foarte neintuitiv să-ți schimbi așa, dar suspensia se întărește, începi să simți mai mult din drum, însă direcția se întărește artificial și mie nu-mi place chestia asta. Dacă intrăm într-un viraj, mașina se ține, subvirează puțin, dar după aceea intră puntea spate în acțiune și schimbă cuplu. Mașina fuge de sub tine, mai ales acum că avem anvelope de iarnă, dar chiar dacă vrea să subvireze și așa, ține într-o oarecare măsură ținuta neutră, adică subvirează, o corectează, subvirează, o corectează, fuge de sub tine, o corectează. Nu are subvirarea aia crâncenă pe care o regăsim la alte mașini și o subvirare pe care am observat-o și la Superbul meu, care avea doar tracțiune față și avea distribuția maselor puțin mai prost repartizată, pentru că deși era 1.6 diesel, motorul era mai greu, n-avea nicio greutate pe spate, la cum l-avem și pe Eusebiu pe spate, care mai ține contra și mai distribuie greutatea pe puntea spate. Dar dacă intri, nu prea simți când intri în viraj ce se întâmplă cu botul mașinii inițial. După aia începi, după ce mușcă anvelopele, se întărește un pic volan. Da, hai să o lăsăm pe sport cutia, să vedem cum schimbă și ea. Și se duce, se duce în ture, se duce. Da. Un pic de trail braking. Mașina dă un pic să subvireze, dar o corectează după aia. Nefiind o mașină foarte grea, poți să atași virajele la niște viteze destul de ok. Și după aceea te să aștepți să retrogradeze cutia ca să ieși din viraj, ai un pic de lag. De adevăr, motorul, dacă îl ții într-o treaptă constantă, e să lăsăm într-a treia, dar într-a treia la turații și vrei să te bucuri așa, mergi, 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 ia să vedem. Un pic de turbo lag, o lași și urcă. Dar asta e în principiu situația. Ia, hai să facem altceva. Normal, o trecem pe confort. Hai să vedem pe dâmburi. Mașina bălângă-ne puțin în momentul în care treci peste denivelări. Îl mai simți așa vreo două ondulații după ce mergi cu ea. Dacă mergi pe confort, totul este ușor, n-ai treabă, direcția e pe normal. Ei, și acum vreau să trec pe individual.
cu suspensia pe confort, direcția pe normal. Pentru că la drumurile noastre nu prea ai nevoie de suspensia sport. Ia să vedem cum se comportă mașina pe viraje cu suspensia pe confort. Direcția, deși îmi place, e cam prea ușoară. După ce m-am obișnuit cu direcția pe sport, e cam prea ușoară. Și mașina are un pic mai mult rulu și un pic mai mult tangaj. Nu e făcută pentru chestia asta. Adică DCC-ul e setat bine pe sport, mai bine decât mă așteptam. Și cu toate că la multe mașini pe sport îmi place direcția să fie mai moale, pentru că se întărește artificial și oricum n-ai prea mult feedback în direcție, la asta direcția pe sport e mai bună. Deci m-am contrazis singur. Ia să-i dăm un pic și pe dezaburire, ca să dezaburim mașina. Într-adevăr, nu e mașina care să-ți dea cea mai mare încredere de pe pământul ăsta, dar e ok. În momentul în care ți-ai băgat piciorul în ea, nu-ți vine să crezi că o Skoda de 2 litri poate să tragă așa. Și încă o dată mențin părerea, poate că motorul nu se aude așa de frumos și e și bine antifonată. Mi se pare că motorul ăsta se potrivește mai bine pe Superb decât pe alte mașini precum, nu știu, Golf, GTI, Golfer, chiar și Cupra Formentor. Parcă totuși ăsta e motor de medii, de turații medii, cuplu. Nu e motor să-l turezi, să-i spargi pistoanele. Ia. Asta e un viraj unde la mașină cu tracțiune spate când ieși supravirează. La asta n-ai niciun... Băi, ești de mult cum trage. La asta n-ai nici cea mai mică urmă de supravirare, dar ai un pic de subvirare când intri și când ieși, vrei să-i dai cu putere, aștept să retrogradeze. Nu e rea, adică nu e o mașină făcută pentru asta. Asta e o mașină de depășiri, făcută să meargă pe autostradă, făcută să arate de ce șoferii de Skoda sunt cei mai rapizi, între ghilimele, în trafic, cu toate 1.6 TDI-urile și 1.2 TSI-urile, că-s mașini de firme, dată de ce mergi tare. Și asta poate să dea rușine la multe mașini. 5.2 până la 100 și 250 viteză maximă, nu-i de aici, dicolo. Dar e foarte, foarte ok. Asta nu e echipată cu menținere de bandă și cu alte sisteme, precum păstrarea distanței față de mașina din față. Și nici nu-ți trebuie, ai nevoie doar de un pilot automat, simplu, și mașina merge liniștită. Deci cam asta este Skoda Superb, dar vreau să o trec în Eco, să terminăm testul ăsta în Eco. Pentru că, dacă ar fi după mine, la cât consumă mașina asta, aș merge numai pe Eco. Răspunsul e cât de cât bun, pedala de accelerație se înmoaie puțin, devine un pic mai plăcută și poți să modulezi mai bine accelerația, dacă vrei să accelerezi ușor, față de atunci când ești în alte moduri. Da. Cel mai simplu e, treci pe pilot, la revedere. Și în bord aici îți apare, ca la multe alte mașini de altfel, îți apare cu verdele Skoda acolo unde este viteza pusă. Și dacă tu accelerezi, îți rămâne viteza și tot ce trece după e cu roșu. Să-ți arată unde ai pus tu viteza. Și aia, acum să facem un test, așa, să vedem cum se simte pedala de frână. N-am simțit prea multe probleme, ea. Se simte bine. Constantă, consistentă, exact ce trebuie. Mușcă, simți când mușcă din asfalt. Toate bune. Și eu zic să mai, nu știu, parcă ar mai merita un pic așa un launch control. Acum și cu ea încălzită și totul, cutia pe manual, traction control deactivated, talpă frână, talpă accelerație, launch control active. Bam, 50, 60, 70, 80, 84, 91, 70, 104, 109, 114, 124, 132, 134, 135, 143, 150, gata. De se duce. Nu știu în cât timp am făcut chestia asta, dar acum intrăm într-o zonă de 90 limită, rămânem cu 80. Sper să nu mă judecați prea tare că i-am dat un pic în gură, dar asta este. Decât să facă alți vloggeri depășiri pe linie continuă și pe trecerea de pieton cu 140, mai bine așa ca mine, într-o pădure unde nu e nimeni. Și cu asta se încheie episodul cu Skoda Superb 2.0 TSI DSG 4x4
280 de cai, la Orient Clement, de Moldova, fără filtru de particule, în culoarea Moon White. Mulțumim proprietarilor care ne-au dat mașina, foarte mișto. Am mai condus 280 de cai, dar am mai condus 280 de cai pre-facelift Sportline. Asta mi se pare că este the ultimate sleeper. E mega rapidă și nu arată deloc. Poți să-i pui o emblemă de TDI pe spate și nu o să se prinde nimeni, decât dacă știe de țevi. Puneți-mi ce părere aveți de mașină în comentarii, le citim pe toate. Nu uitați că aveți 20% reducere pe car vertical, link-ul în descriere și în primul comentariu. În descriere mai aveți și alte link-uri interesante. Eu am fost Luci, Eusebiu e în spate, cum te chemăm? Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Sărbători fericite, că asta o să apară undeva Crăciun, Revelion. Și să ne revedem cu bine. Pa! Să moară Jack Sarah.